Viața cu Ludu. Trei, șapte cu opt. Sunt mult mai bolnav. Detest să fiu bolnav. Nu-mi place să-mi vizitez amicii la spital când sunt bolnav. Intri și te izbește mirosul ăla insuportabil. Am și eu nevoie de un pat. Apoi ești nevoit să le spui că arată mai bine decât în realitate. Arăți grozav, nu-i așa? Arată superb! N-aș zice. Iar ei dau o replică banală. Da, doctorul a zis că o să ies în curând din spital. Nu prea cred. Și te îmbie să guști din mâncarea lor. Peltea albă și un piure verzui. Sigur că-s bolnav. Mamă, peltea verde și piure alb avem? Mor de foame. Gripa asta cere de mâncare. Hai, ce e chestia asta? Îl pun înapoi și zic: uite, tata, ți l-am păstrat. În casa noastră cel mai grav era să descoperi ceva stricat. Durere, semințe și injecții antialergice. Soarta ți era pecetluită. Bomboane fondante. Au fost. Bravo, lui! Eu n-ai stricat frigiderul. Doar am deschis ușa, n-am făcut nimic. Da, s-a stricat singur, nu-i așa? Ce se întâmplă aici? Lui a stricat frigiderul. Luna trecută s-a stricat cuptorul Wilsonilor. Și ieri s-a stricat cuptorul de pâine al lui Jensen. Îmi scapă ceva? Am vrut să spun că ei au înlocuit obiectele stricate. Iar eu spun că nu cumpărăm un frigider nou! Când eram cu generalul MacArthur și s-a stricat frigiderul din tank, crezi că ne-am dat jos să-l schimbăm? Nici gând! Mamă, ce mâncăm azi? Nu te teme, dragă, mâncăm în oraș. Mâncăm în oraș, mergem la Bomb Burgers! La Raiul Comedia! La Tubotax! La Coliba Macinarilă! Am un cupon cu preț redus la un restaurant nou. Acordă reduceri de 50% clienților sub 13 ani și peste 55 de ani între orele 19 și 23 în săptămâna a doua a fiecarei a treia lună în anii nebisecți. Și veteranii de război? Ei nu au tarif special? Cine vrea să mănânce în oraș cu mine și cu tata? Nu, mersi, am mâncat la prânz. Mă duc la cinema. Am întâlnire. Plec, pa, scuze. Bună alegere, mamă. Era ceva aparte să mănânc cu ai mei în oraș. Eram obligați să fim manierați. Ai grijă cu bețișoarele, da? Când am fost prizonier, m-au torturat brutal cu bețe ca astea, luni de zile. Castroane cu orez, dar nicio furculiță. Norocul nostru că am supraviețuit. Am aflat că tata era un cunoscător de săvârșit al mâncărurilor fine. Să vedem. Da. Aha. Aha, o să mâncăm Kong! Numărul 14. Pui cam pau? Da, așa ziceam. Ascultă, adu și niște mugu gaga gigi. Ciovin castron. Adică numărul 2. Magu gampai. Stai puțin! $3.50 pentru puiul cu bambus? Ce faci, ni-l bagi tu în gură? Ascultă, dacă luăm pui fără bambus, ne faci reducere de $2? Ha? Ți-au gânia, și amu! Fiți fără grijă, l-am prelucrat. Să vedem, nou cu șapte... Sper să nu-ți lași aici pantofii și ciorapii, tata. Da... La naiba, e corect. Să-i lași ceva pentru efort, Andy. Un bacșiș. Bacșiș? Când eram copil nu lăsam. Nici nu existau restaurante. Mâncam ce vânam, asta făceam. Cui să dai bacșiș când vânezi? Mama-i natură? Dacă mama natură nu primește, nici chelnerul să nu primească. Sau mă ucind. Ei, ce se întâmplă aici? Ce-i în prăjitura mea? Altă factură? E scandalos. Am plătit-o deja. Hai, lui, întârzii la școală? Îl știi pe vărul meu, Milton, mereu întârzia. A ajuns șofer de camion. N-ar fi nimic rău, dar pe tine nu te văd reparând motoare. Să te umpli de ulei și să smurdărești mânuțele. Nu vrei să strici mânuțele, nu tu să muncești cu creierul. Bine, bine. Lui! Ce e? Capul meu. E ca o pătlăgică. Ca o pătlăgea. Pătlăgică, pătlăgea? Ia mai lăsați o baltă. Ce naiba ți-ai făcut la cap? N-am făcut nimic. Cred. S-a umflat singur, nu-i așa, lui? Ei, uite-l pe domnul pătlăgea.
E cazul să mergem la doctorul Weatherfield? Nici gând, n-am nimic. Așa se umflă capul meu dimineața, e o mezeală. Copilul are capul mare, asta e tot. Comparativ cu Churchill, e cât o nucă. Avea un cap uriaș. Avea capul cât o minge de basket. Dar a ajutat la formarea alianței. Oricum, eu te programez la doctor. Nu e grav, zău. Mi-e foame, asta e tot. Gogoș. Eram conștient că arătam cam ciudat, dar știam că prietenii mei mă vor înțelege. Hei, lui, ne gândeam că am putea să mergem la lac. Ne gândeam dacă putem împrumuta capul tău de minge de plajă. Și realitatea mă izbi. Bine, copii, dacă asta e America Centrală, cine poate arăta cercul polar? Craig, Eric? Pot să folosesc globul sau capul lui? Foarte nostim, Craig. Ia te uite, domnul cap de pepene! Te aveți în meghină! Poți să-i dai mice! Renunță! Ai cap de pepene! Hei, domnule potrăcică! Parcă duci pământul pe umeri! Particip la parada de unul! Winston Churchill avea cap mare și a format alianța! Ginny Harper, protectoarea mea în armură de angora. Lui, te simți bine? Da, am înturat violența lor necruțătoare. Am suferit. Ai o acadea în mână? Da, ce s-a întâmplat, lui? Au început să mă tachineze din senin. Mă refer la capul tău, e cazul să mergi la cabinetul școlii. Nici gând. Lui, te-ar ajuta să te simți mai bine. Glumești? În plus îmi place capul meu așa cum e. Par mai zvelt. Atunci o să fii dezamăgit, dar dovleacul tău începe să revină la dimensiunile inițiale. Zău? Cum se repare chestia asta? Ce faci? Aranjez carnea în ordine alfabetică. Ce crezi că fac? Tată, observ vreo schimbare? Nu s-a aprins becul când ai deschis ușa? Ce dacă? În legătură cu mine. Da, nu mă ajuți deloc? De ce nu-mi ții lanterna? Poate înveți și tu ceva. Tată, ăla e muștar? Ai ghicit! Te afli în fața unui frigider, o să găsești multe lucruri familiare pe aici. Nu, pe buza ta superioară. Credeam că repar frigiderul. Da, dar am dat peste sandwich-ul ăsta. Știi, lui, când eram copil și l-ajutam pe tata, nu aveam lanternă. Nici măcar lumină nu aveam. Foloseam oglinzi ca să redirecționez razele solare. Așa l-ajutam eu pe tata. Când făcea picturi rupestre? Te-am auzit! Lui, văd că te simți mai bine. Da, dar frigiderul tot defect e. La frații Minsky astăzi sunt reduceri la frigidere. Ăștia fac reduceri de genul ăsta la fiecare 12 ore. Au aparate excelente cu sertare speciale pentru ouă și 13 compartimente. Oare în cap vreo 12 ouă? Frații Minsky nici măcar nu sunt frați. Frigiderul nostru e bun. Trebuie să-l gâdi, asta e tot. Să strâng două șuruburi de la primul raft. Asta e sigur. Toți fac pe glumeții. Ascultă, ia-ți scenariști mai buni. Are și anticondensator și un compartiment pentru decongelat cu 4 cilindri. Nu e un frigider, e un vis. Nu e un vis, e un coșmar. Ce avem la cină? Stai liniștit, mai am un cupon. Nu mai ieșim în oraș la cină. Deschid eu. Ua, pizza! A zis cineva pizza? Bravo, mamă! Nu te știi băiatului, pizza, dragă. Spune-i că a costat mai mult. Cumpără-și ceva frumos. Să-i lași bacșiș, Andy. Bacșiș? Cât face? 19, adică 26 de dolari. Ține 26 de dolari. Și acum care-te de aici. Mulțumesc, amice. Pa! Uite, un tip cinstit și muncitor. Nu vă gândiți la mine. Bine că am mâncat copios la prânz. Lui întârzi la școală. Dacă întârzi, nu o să înveți să citești. În cazul ăsta nu o să poți citi semnele de circulație. Îl știi pe unchiul Leonard, el întârzia mereu la școală. Mă, bine, bine, vin acum, dar să nu te superi pe mine. De ce? Iar ai capul mare? Mâinile. Leonard avea mâinile mari. Îl înțepase o rădașcă, mi-aduc aminte. O ce? Ce-ai pățit la mâini? Te-a înțepat o rădașcă? Mergem la doctorul Weatherfield. La doctor? Chiar trebuie? Vrei să mergi la școală? Păi...
Hei, lui, ne împrumuți una dintre mâini pentru meciul de baseball, ca mănușă. La baza a doua. Foarte bine, copii, hai să-l aplaudăm pe lui. Nu că ar avea nevoie de așa ceva. Bine, merg. Ești foarte curajos. Mă doare. Larry Anderson. Lui. Doctorul Weatherfield te poate primi. Celtic e condusă cu un punct, e de rău. Weatherfield obține mingea, traversează tot terenul, se înalță și marchează! Coș incredibil! Incredibil, publicul e în delir. Puștiu ăsta are talent. Salut, amice. Azi ai rămas pe tușă? Ia să vedem. Ce părere aveți? Sfinte Sisoie! O să ajungi în Liga Națională de Basket. Uite ce palme enorme. Doctore, ar fi trebuit să-i vedeți capul. Au venit rezultatele analizei. Am descoperit că tu, băiețaș, ești alergic. Alergic? Da, la semințe, adică greu, borez, făină. Adică la mâncare? Fii liniștit, ai nevoie de un tratament ușor. Ce fel de tratament? O injecție antialergică săptămânal. Lovește, aruncă, aruncă, Bobby de driblează și reușește să scrie. O să-ți fac o injecție chiar acum, domnișoară asistent. Injecție chiar acum? Oprește-te, Weatherfield! Serul nu-i bun! Te-ar fi durut, nu glumă? Abia joi primesc serul potrivit. Scuzați-mă, doctor, aveți o urgență la clubul Pine Hill? Cum? Am întârziat la ceai? Știi ceva? Îți fac injecția peste două zile. Până atunci vezi ce mănânci, că... Două zile? Da, stai liniștit! Ești cam tensionat, amice. E vorba de o injecție pe săptămână. Nu-i chiar așa de rău. Nu te teme! Tată, ai auzit? Sunt alergic la o categorie mai mare de alimente, semințele. Alergic la mâncare? Știam eu, o să-i dau o judecată! Pe cei de la restaurant și de la pizzerie? Nu, pe rudele din partea mamei. Sunt alergice la orice. Grozav. Nu-ți face griji. Alergiile îți întăresc caracterul. Uită-te la mine. Tu la ce ești alergic? La întrebările agasante. Mulțumesc pentru sfat, tată. Pentru asta sunt aici, fiule. Hai, fă injecția lui! Hai, ești liber! Injecția! Cel de-al 14-lea președinte al Statelor Unite, Craig Eric. Franklin, țeapă, țeapă, țeapă! Nu stă în bă toată ziua! Ce rost are! Injecția! O injecție la două săptămâni, un arc la două minute, o înțepătură la două secunde. Hai că nu-i chiar așa rău! Ce rost are? O injecție! Ce rost are? Am plecat la magazin. Să nu dor prea mult, lui, și n-ai la 18. Ce te frământă, lui? Fac o injecție antialergică. O urăsc! Te tem de o injecție amărâtă? Eu e nimica toată. În război am fost împușcat de 13 ori! De 13 ori în ceafă! Când beam apă, parcă eram stropitoare! Și tu te sperii de o înțepătură mică? Deja mă simt mult mai bine. Gata, e ca nou. Să-mi deschid un atelier de reparații, Andy. Reparații frigorifice. Spatele meu! Un medic! Un medic! E un veteran căzut! Un veteran căzut! Spitalul Maschi Bros. Ce rușine! Un veteran de război în poziția asta! Domnule Anderson, eroul nostru! Mă bucur să vă văd! Mă omoară spatele, doctore! Spatele! Ești pe baricade! Care-i problema? Glumeam! Un scurt moment umoristic! E cazul să iei măsuri? Mor! Bine, bine, uite ce plan am. Îți fac un calmant muscular. Orice, te rog. Acușica.
Asta numești tu ac? Arată ca o piuneză. Vreau o injecție, nu o bătaie pe umăr. Adu una ca lumea, cel mai mare pe care l-ai. Frica e cea mai inutilă emoție. Nu merită decât să o iei de gât și să... În fund, Anderson! Ce? Începe, antrenorule! Stai cu mintea, voi, micule! Lui, ce mai faci? Te doare, tata? Glumești? Mă simt grozav! Acum asigură-te care cine se ducă acasă. Timpul trece și anestezicul își face imediat efectul. Mulțumesc, doctore. Deja mă simt mai binișor. Mi-au amorțit picioarele și capul. Iau, doamne, cumbaia! Hai cu toții! Cumbaia, nu vă sfiți, să cântăm, știți cuvintele, toată lumea cu pălmuțele. Cumbaia, na. Cumbaia, cumbaia, cumbaia. Bună, ne puteți duce acasă pe mine și pe tata? Sigur, băiete, fac orice ca să scap de cumbaya, tatăl tău. Cumbaia, cumbaia. Ei, lucrați pentru frații Manski, nu-i așa? Trageți pe dreapta și câștigați niște bănuți. Oricum e o conspirație. Ne întoarcem îndată, nu opriți ceasul. Pe unde te crezi? Te crezi în taxi? Hei, ajutați-ne! Spatele meu nu e complet refăcut. Ușurel, atenție la zid! Lăsați-l jos! Gata, hai să terminăm o dată, gata. Am terminat. Să plecăm mai bine aici. Frumos gest, tata. Mama ta merita, fiule. Firește, o să amânăm excursia în Caraibe pe care o plănuisem. Da, singur. Precis o să înțeleagă. Lui, trebuie să mergi la doctor să-ți faci injecția. Un aspic domnii cadiacul frigiderelor. Avocado, culoarea mea preferată. Ar trebui să fie galben. Seamănă cu o lămâie. Nici nu știu cum să-l pornesc. Tata. Ce? Dă-mi asta. Ce-ai făcut? L-ai scos din prinsă, trădătorule? Ce-ai făcut cu vechiul frigider? L-am donat unei fundații de caritate, doar sunt un om bun. Bunoierii caritabili. Ce drăguț. Ești gata să mergem la doctor, lui? Îl duc eu, dragă. Tu stai aici și joacă-te cu noua ta jucărie și pregătește niște ton marinat, te rog, dragă. Stai liniștit, amice, sunt aproape gata. Asta numești tu ac? Arată ca o piuneză. Vreau o injecție, nu o bătaie pe umăr. Adu un ac mare, cel mai mare pe care l-ai. Wow, repetă ca papagalul. Cum mă descurc, tată? Gata, amice, ai scăpat. Dar nu am simțit nimic. Ce pot să spun? Am mâna ușoară. Faci parte dintre puținii bărbați distinși, mândri și tratați. Incredibil, am scăpat. Ai reușit, băiete, ca și tatăl tău, firește. Ți-ai privit frica în ochi și trădătoarea a fugit mâncând pământul. Mulțumesc, tată. Fără tine n-aș fi reușit. Ce să zic? Munca în echipă, cooperarea. Te așteaptă frontul rusesc? Făcusem injecția și nici nu mi-am dat seama. Iar noul frigider ne-a rezervat câteva surprize. Ce abundență! M-am întors! Prăjituri, budinci, brioșe, splendid! Am îndurat cu mult curaj injecțiile, an de-a rândul. Obișnuiam să plec de la școală să le fac. Cred că am fost un copil curajos. Dar nu vreau să par prea lăudăros. Altfel mi se urcă la cap.